Este anul centenarului, 100 de ani, unire, și dacă toți am înțelege același lucru din acest simbol, acest 100 de ani de România, așa cum o știm noi astăzi, trebuie ca toți să fim strânși în jurul acelorași idealuri comune. Să dezvoltăm România, să ne schimbăm un pic mentalitatea, începând de la a încuraja lucrurile bune, la a nu accepta niciunul dintre noi nimic, ceea ce este rău. Revenim, închidem cercul cu deschiderea emisiunii. Hai să nu închidem ochii, că ideal nostru și las că merge, că poate nu mai facem. Să nu închidem ochii nici când cineva distruge un combinat, nici când cineva încă gunoi în fața blocului. Că de aici pleacă. Să fim foarte critici cu noi și ne dau o critică constructivă în a dezvolta România. Eu cred că va fi un al marilor proiecte începute care să schimbe România așa cum România merită. Cu investiții majore, cu România cu spitale în care îți găsești sănătatea și nu moartea. Să nu te duci cu o boală să pleci cu 10. Să nu spună că azi nu merge nu știu ce aparat. Unde școala pe un proiect național de dezbatere națională să schimbe cumva modul de a fi, de a trata elevul, de a gândi. Și eu mi-aș dori o școală unde, repet, nu sunt deținător adevărul absolut, dar trebuie o dezbatere pe această zonă și domnul ministru Liviu Pop începe acest lucru la ăsta. Dacă e bine ca toți copiii să învețe același comentariu sau e bine ca toți copiii să poată să spună cam ce au înțeles ei, că poate unul înțelege altfel. Și nu a stabilit nimeni că noi avem dreptate, că ne place de rău A și lui place de rău B, că de asta sunt mai mulți. Să vedem cum facem cu învățământul vocațional, că poate nu învățăm pe toți să cânte când ei nu au voce, să deseneze când nu sunt în stare, să învețe chimie când pe ei de fapt interesează limba română și așa mai departe. Să avem o școală care să producă valori și să lase copiii să fie copii, nu să facă 300.000 de exerciții pe vacanță și așa mai departe. Cu un sistem de evaluare modern, e o provocare. E o provocare și pentru copii, și pentru părinți, și pentru cadrele didactice. Dar asta va naște plus valoare. Un an în care să punem bazele construcției unui stat care să-și apere valorile, să-și întărească rolul de stat, vă spuneam de intenția de a cumpăra acel șantier naval, să învățăm să mai și luăm pentru noi de la alții, nu numai să dăm la alții. Un an în care câteva companii din România vor ieși pe piața internațională, săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, poate sunt în măsură să vă dau o veste bună cu o companie românească care cumpără o companie din străinătate. Cam așa îmi doresc să fie anul viitor. Anul 2018. Vom trăi, sper. Și eu sper să trăim, să le vedem pe toate. Și vom evalua. Un stat mai aproape de cetățean și în slujba cetățeanului. Mulțumesc mult pentru prezența noastră. Nu-mi doresc un an liniștit. Îmi doresc un an agitat, dar agitat pozitiv. Cu lucruri care se întâmplă și care să fie livrate acestei țări. Fiindcă, repet, dacă după 27 de ani de maximă democrație am constatat că statul român nu mai știe să-și cumpere ceva, să-și ia un combinat înapoi, lucrurile nu au stat foarte bine. Chiar nu au stat foarte bine. Și poate constatăm că statul ăsta mai are nevoie de o fabricuță, de un combinat care a fost privatizat, părăsit și acum chiar ne trebuie. Și poate ne trebuie nouă ca stat să-l avem, că poate fi un gen de infrastructură critică care ne trebuie. Care chiar ne trebuie. E de importanță strategică. Mulțumesc. Dacă asta va fi anul 2018, eu voi fi mulțumit. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult și mai mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Și dumneavoastră să aveți un an. Să avem împreună. Nu putem să avem câștigători individuali în acest moment. Știți cum e. Dacă aveți succes dumneavoastră ca și guvern, ca cei care administrați, țara asta trăim cu toții mai bine. Mulțumesc.